Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Astăzi la Europa FM avem ocazia să cunoaștem un om special, un ambasador al faptelor bune și un om al cărui nume este cu rezonanță pentru cei care urmăresc postul public de televiziune, dar și pentru cei care au un stil de viață sănătos, pentru că este un exemplu pentru fiecare dintre noi, Sonia Ionescu-Argin, că despre ea vorbesc și este precum argintul viu, nu stă locului niciodată, așa se întâmplă și pe 29 septembrie, atunci când San Plața organizează prima ediție a competiției de alergare San Challenge Văcărești. Înscrierile sunt oficial deschise deja, mai sunt câteva zile în care vă puteți înscrie pe site-ul San Plața. Bun venit la Europa FM! Mulțumesc foarte mult pentru invitație. Mă bucur să fiu pentru prima oară aici la voi într-o emisiune. Și sperăm multe de aici înainte. Sonia Ionescu-Argint, ești ambasadorul acestui eveniment. E o întrecere până la urmă un pic altfel. Care este miza primului cross pentru Parcul Natural Văcărești? Miza principală este ecologizarea zonei, dar în același timp și sprijinul pe care îl oferim unor vietăți foarte drăguțe, respectiv broaștelor țestoase care se află acolo în habitatul lor natural. Este vorba despre niște broaște țestoase semi-acvatice care sunt unice în România și care, ca multe alte necuvântătoare, au nevoie în anumite momente de sprijinul nostru pentru a nu ne trezi într-o dimineață și a spune, aoleo, dar specia asta când s-a mai dus și de ce s-a dus? Pentru că noi oamenii, ce nu am făcut, ce ar fi trebuit să facem? Și cred că e important la un moment dat în viață să îți alegi niște cauze sau niște direcții măcar pe care vrei să dai o mână de ajutor și eu cred foarte tare în tot ce înseamnă natură, în puterea pe care omul o poate avea atunci când își dorește să prezerve, să țină ceea ce a fost dat de la Dumnezeu și care până la urmă ne face nouă înșine bine. Da, apropo de ținut locurile care ne fac bine, Parcul Natural Văcărești este un loc binecuvântat cu foarte multe specii, cu foarte multă verdeață. Este un loc de aur într-un oraș, într-o capitală, cum nu cred că găsim în foarte multe locuri în lumea asta. Corect, și noi l-am descoperit relativ recent. Asta e și de lăudat inițiativa celor de la San Plața, care fac ceva pentru a păstra acest loc. Cât de frumos trebuie să fie să alergi într-un cadru natural absolut spectaculos, să faci mișcare, să faci ceva și pentru natură, implicit pentru tine. Mi se pare că... Da, acum, alergat și broscuțe, iartă-mă, mi se pare că e un pic o antologie aici. Cum ați ales această cauză? De ce broscuțele de acolo țestoase? Așa cum spuneam, este o specie unică, este o specie nativă, este singura specie de broaște țestoase nativă din România, așa că cumva meritau și ele atenția noastră, mai ales că acolo sunt periclitate de vânătoare, de oamenii care poate, nu știu, le strică habitatul. Sunt niște necesități pe care încercăm cumva să le acoperim. Cei care vor să participe la competiție, ce ar trebui să știe, care sunt pașii pe care trebuie să-i facă pentru a se înscrie? Trebuie să intre pe site-ul sanplațaromânia.ro, să plătească o taxă modică. Trebuie să știe că acea taxă se va duce către conservarea Parcului Natural Văcărești. Toți banii acolo se duc, pentru asta sunt ei meniți. Și ce ar trebui să mai știe este că vor fi puși un pic la muncă. Adică, înainte de a alerga, va fi necesar să salubrizeze un pic zona, atât ei cât și cei care vor veni acolo să-i susțină, simpatizanții, prietenii, familia, whatever. Practic face și ecologizarea zonei. Exact așa cum am spus, da, este vorba și despre o acțiune de ecologizare. Și ar trebui să mai știe că vor putea alerga 10 km sau 15 km, 10,6 sau 15,4, sper că zic bine, ceea ce reprezintă 2 ture de parc natural, 15, 3 ture, în funcție de cât de în formă se simte fiecare. Am înțeles.
până la urmă faci mișcare, faci o faptă faci bună, bun, da. Banii se duc acolo unde este mai mare nevoie de ei atunci când vine vorba de Parcul Natural Văcărești. Exact. Ceea ce cred că am bifat așa, dacă ar fi o listă, am bifat tot ceea ce contează. Și este un vecin bun, știi, contează foarte mult să fii vecin bun. Da, chiar corect. Și la modul ăsta. Chiar ai nevoie de vecini buni și, uite, apropo de vecinii buni și de exemplele pe care ni le pot da alții, tindem să ne luăm unii după ceilalți în momentul în care este un exemplu negativ. Imediat este foarte ușor să-l copiem, dar atunci când e nevoie de un exemplu de acest gen, trebuie un pic încurajați oamenii și e bine că există ambasadori care vorbesc trebuie despre asemenea vecini trebuie buni. Încurajați de oameni care chiar cred în cauza pe care o susțin și am constatat de-a lungul timpului că, într-adevăr, exemplele pozitive poate au nevoie de ceva timp pentru a transmite informația în mintea oamenilor, dar în momentul în care au transmis așa cu consecvență o informație, ea se așează acolo și se activează tot așa în persoanele care sunt receptive pe o perioadă foarte lungă de timp. Pe o perioadă foarte lungă de timp își dorește și acest eveniment să continue de acum încolo. Asta așa că bine. Știi, continuitatea, consecvența sunt niște lucruri care cred că ne lipsesc și către care cred că trebuie să tindem cumva. Da, e o gândire un pic altfel, așa cum au și cei de la San Plața și cum și-au propus de aici înainte să facă lucrurile, ceea ce este de lăudat. Vreau să mă întorc la Sonia Ionescu Argint și la stilul tău de viață. Chiar vorbeam un pic mai devreme că vara asta nu ați luat pauză de la TV. Cum reușești să le faci pe toate? Cum arată ziua ta? Care sunt acele obiceiuri sănătoase pe care le ai ca să-ți dea energie asta, să continui? Știi, chestia asta cu viața sănătoasă mi se pare că a devenit așa ceva, wow, am descoperit apa caldă. Și n-am descoperit-o? Eu zic că n-am descoperit-o. Celor din Brăila și mai sunt câteva orașe. Dar dacă acum ai descoperit viața sănătoasă, până acum ce făceai? Mâncai numai gogoși și, nu știu... Pentru mine, stilul de viață sănătos este ceva cu care am crescut. Bunicile mele, părinții mei au avut grijă ca noi, atât eu cât și fratele meu, să avem tot timpul parte de o viață sănătoasă, care implică o alimentație corectă, care implică mișcare, care implică și hrană pentru minte și pentru suflet, că și asta fac parte din ceea ce înseamnă un stil de viață sănătos, cel puțin eu așa cred. Și am uitat continuarea întrebării, că a fost foarte... Ziceai, cum arată care sunt din viața obiceiurile mea? Tale sănătoase? Dar deja cred că ai răspuns sub o formă sau alta. Păi eu am în fiecare zi grijă să mănânc fructe și legume crude, să beau apă, să fac mișcare. În plus, mă ocup, așa cum spuneam, și de mintea mea. Citesc în fiecare zi, mă uit la un film, ascult muzică, mă ce informez. Ce fel de cărți citești? În limba germană majoritatea, pentru că așa m-am obișnuit. Asta ca să eviți următoarea întrebare, zi-ne o carte, că e un nume pe care nu o să-l pot. Mă chinuiesc de ceva vreme să termin o carte scrisă de Iosa, tante Iulia, mătușa Iulia, nu știu cum e traducerea în limba română, cer scuze. Și mai am așa vreo 30-40 de pagini, dar în general am așa multe cărți deschise prin casă, din care răsfoiesc fiecare zi în funcție de toanele mele. N-am înțeles. Dar o zi din viața mea este destul de încărcată, fie că vorbim de job, care și el presupune ceva atenție, fie că, că înseamnă să scriu ceva pentru site-ul meu, pentru duor.ro, pentru că duor este un fel de job chiar mai solicitant decât televiziunea, pentru că eu sunt acolo zi de zi, până noaptea stau și mai și scriu acolo reacționează ceva. Oamenii instant. Da, 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 adică site-ul chiar presupune destul de mult efort din partea mea. Copiii apoi sunt și ei o parte importantă din... Chiar familia te mai vede pe acasă? Sau? Mă vede. Familia mă vede în fiecare zi acasă de mai multe ori. Am înțeles. Dar trebuie să petrec timp și cu ei, cu copiii mei, de care încerc să am grijă în măsura posibilităților. Vreau să-i mai duc la un sport, să mai ies cu ei prin diverse locuri, să le deschid mintea. Apropo de ieșit în diverse locuri, voiam să ne întoarcem un pic la Sun Challenge Văcărești de pe 29 septembrie. Ce sfaturi ai avea pentru cei care vor să participe în competiție? Cum ar trebui să te pregătești? Ce să mănânci înainte? Ce să nu mănânci înainte? Sunt niște lucruri pe care ar trebui să le faci
pentru că vorbim de o competiție pentru amatori. Nu... Da, asta ține destul de tare de pregătirea fiecăruia. Îți faci o friptură sănătoasă și... Înainte, cu siguranță, nu. Poate după, dar nici imediat după nu este recomandat. Personal, nu mănânc foarte mult înainte să alerg, mai ales pe o distanță care nu e atât de mare, 10-15 km. Amintește de școală și de probele pe care le dădeam la școală, un pic mai lungi. Mănânc un baton de cereale sau poate un gel energizant mă ajută. Mă hidratez foarte bine și asta recomand tuturor să fie bine hidratați. Cu o seară înainte pot să consume o porție de paste, carbohidrați care dau energie. Repet, nu este o distanță atât de lungă care să presupună o pregătire în mod deosebit. Cred că dacă ajungi acolo și nu ai un antrenament în spate, e bine să nu exagerezi. Cred foarte tare că nu trebuie să... Adică trebuie să tragi de tine, dar nu să faci niște eforturi supraomenești, așa brusc să te trezești într-o dimineață, spui, mâine alerg 15 km, pentru că nu prea o să-ți iasă. Adică fie începi cu ceva timp înainte și te pregătești, fie în momentul în care ajungi acolo, e ușurel. Scopul este să termin cursa, nu să scoți un timp, nu să mori pe traseu. Și până la urmă să atragi atenția asupra ceea ce se întâmplă acolo. Să atragi atenția asupra evenimentului, desigur. Poate înainte poți să dai și pe social media, pe Facebook, pe Instagram, veste și să-ți anunți prietenii că vei alerga acolo, poate îi mai cooptezi pe unii, pe alții. Și poate te întâlnești cu broscuțele acelea simpatice și le facem poze. Sunt 50 de exemplare acolo. Doar atât au mai rămas? Și munca asta de salvare a lor, bănuiesc că după ce se încheie acest cross, această întrecere, există o etapă în care vor fi urmărite și vor fi monitorizate, iar banii ăștia care se duc, cei care aleg să participe, să investească, pot să urmărească prin intermediul Samplața exact și ce se întâmplă cu ei, nu? Cu siguranță administrația Parcului Natural Văcărești se va ocupa exact așa cum trebuie, pentru că sunt acolo specialiști, sunt oameni care știu ce au de făcut. Eu nu știu ce trebuie făcut într-un astfel de parc, dar sunt sigură că ei se vor ocupa așa cum trebuie. Ce știu este că aceste broscuțe trebuie să rămână acolo și trebuie să fie cumva ajutate să depună în continuare ouă. Să... Știi că și asta contează foarte tare. Dacă nu au habitatul lor bine îngrijit, am senzația că sunt destul de afectate de chestia asta. Am înțeles. Bine, Sonia... Și au șanse să trăiască foarte mult timp, până la 120 de ani. Adică să ne mai spună și nepoților ce fapte bune exact, au făcut noi pe 29 septembrie, da, nu? Da, da, da. Bine, Sonia Ionescu Argint, până pe 10 septembrie am notat, sunt înscrierile, pe 29 septembrie ne alergăm. Vedem acolo, alergăm, după care urmărim exact și ce și cum se întâmplă, iar la anul deja trecem în agenda undeva prin perioada asta, urmărim site-ul samplața.ro și vedem când e următoarea competiție. Exact, următorul cross. Mulțumim mult de tot. Mersi și eu. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine.